Bun găsit la Jurnalul de Economie, sunt Daniel Apostol și astăzi discutăm despre pensiile ocupaționale. Din 8 ianuarie avem o lege nouă care ne aliniază la reglementările europene și care, potrivit experților Certinvest, mai dă încă o șansă celor care vor ieși la pensie peste aproximativ. 13, 14, 15 ani. Toate studiile din ultima vreme vorbesc despre faptul că la momentul la care decreței, adică generația mea, dacă vreți, vor ajunge la vârsta de pensionare, bugetul public de pensii va avea o mare problemă. Ei bine, câți dintre decreței vor intra în pensie? Între 67 și 72 s-au născut peste 2 milioane de copii, în urma adoptării celebrului decret prin care se interzicea întreruperea sarcinilor. Legea numărul 1 din 2020 privind pensiile ocupaționale deschide încă o cale de protecție individuală prin contribuția privată în timpul vieții la un fond de pensii privat, de data aceasta ocupațional. Așadar, statul oferă și garantează la vârsta de pensionare pensia publică, pilonul 1. Și transferul lunar din contribuția de asigurare socială pe care o încasează o parte, procentele s-au tot schimbat de foarte multe ori de la înființarea sistemului de pensii private către fondurile de pensii obligatorii administrate privat, pilon 2. Singura condiție este ca cetățeanul să aibă un contract de muncă valabil încheiat în baza căreia angajatorul să plătească contribuțiile sociale. Deja statul, prin acest pilon, începe să transfere din responsabilitatea socială către cetățeni prin nevoia existenței unui contract de muncă și prin necesitatea contribuții sociale. De aici încolo urmează exclusiv responsabilitatea individuală a fiecăruia prin contribuția privată la pensia facultativă administrată privată, adică pilonul 3. Ei bine, pilonul 4, pensiile ocupaționale. Este suma plătită periodic participantului în mod suplimentar și distinct de cea furnizată de sistemul public, obținută în urma calității de participant la un fond de pensii ocupaționale. Așadar, companiile publice sau private vor avea dreptul să își creeze propriul fond de pensii pentru angajații săi. Cine este participant la un fond de pensii ocupaționale? Ei bine, angajatul, funcționarul public sau persoana autorizată să desfășoare o activitate independentă potrivit legii, persoana care își desfășoară activitatea în funcție elective sau care este numită în cadrul unor autorități, precum legislative sau judecătorești, pe perioada mandatului, apoi membrul unei societăți cooperative formată conform legii de rigoare, orice altă persoană care realizează venituri asimilate salariilor, venituri din activități profesionale sau agricole, persoana pentru care se plătesc în baza unor contracte de mandat sau contracte de management contribuții la un fond, persoana care acționează ca propriul său angajator și exercită o activitate independentă sau orice asociere între acestea și a semnat un contract de administrare încheiat cu un administrator de fond. Deci, orice persoană care aderă la un fond și care contribuie sau în numele căreia s-au plătit contribuții la un fond și are un drept viitor la o pensie ocupațională. Angajatorul reprezintă participanții la fond în relațiile cu administratorul, iar dreptul de a propune o schemă de pensie ocupațională aparține din nou angajatorului prin contractul colectiv de muncă sau printr-un contract individual de muncă după caz. Toate informațiile privind schema de pensii sunt furnizate de către angajator. Legea intră în vigoare începând cu 7 februarie 2020. Acesta a fost jurnalul de economie de -a.